Ieri a fost în municipiul Sfântul Gheorghe o delegație condusă de domnul director Silviu Crețu, directorul ADR Centru. Am discutat despre posibilitățile de finanțare în exercițiu financiar 2014-2020 din fonduri europene pe programul operațional regional pe POR și doresc să vă anunț, cred că este o informație importantă, că în exercițiul financiar 2013, județul Covasna a terminat pe locul întâi această competiție în regiunea centru, deci practic am atras cele mai mari sume pe cap de locuitor din regiunea centru, deci am terminat pe locul întâi cu 327,6 euro pe locuitor, pe locul 2 Brașovul cu 264, pe locul 3 Alba cu 263, pe 4 Sibiu cu 260, pe locul 5 Harghita cu 236 și pe ultimul loc județul Mureș cu 176 de euro. Euro atras pe cap de locuitor. Eu cred că aceste informații și aceste rezultate sunt remarcabile, mai ales în contextul în care trei orașe, Brașovul, Sibiu și Târgu Mureșul, au avut sume puse deoparte, deci practic nu au trebuit să participe la competiție. Dacă scoatem această axă din acest tabel, atunci județul Covasna rămâne cu aceeași sumă, iar Brașovul ajunge pe ultimul loc cu 93,2 euro pe cap de locuitor. Deci, practic, asta este suma care a fost atras în competiții în afară de suma primită. Din păcate, din ceea ce am, din informațiile pe care le-am obținut, până acum în România au fost atrase doar 0,17% din fondurile pe exercițiu financiar 2014-2020, deci aproape, au trecut aproape 3 ani și au fost atrase 0,17% și asta în condițiile în care cele mai importante axe pe POR, unde și noi, ca municipiu, reședință de județ, suntem interesați, încă nici nu au fost lansate. Deci, practic, cu siguranță anul acesta, nici măcar nu vom putea depune proiecte, ne mai vorbim de sume atrase. Noi suntem pregătiți, sunt convins că în acest exercițiu financiar vom atrage și mai multe fonduri pentru dezvoltarea orașului și județului. Depinde practic exclusiv de ministere și de procedurile din țară pentru că aceste proiecte să fie lansate. Când nu e un proiect lansat, nu putem depune proiecte. Și în sfârșit, De ce stau pe aceste proiecte? Păi, întrebați pe domnul ministru de la fonduri europene. Bine. A fost lansat, de exemplu, a fost deschis o axă pe monumente istorice. În regiunea centru au fost depuse 16 proiecte, toate respinse. Am întrebat dacă în alte regiuni e la fel și am înțeles că e la fel peste tot. Eu cred că aici nu e problema. Respinse pe motiv de? Pe motive formale. Deci eu simt că nu se dorește.